Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profond. Bine ne vedem, Eliza. Iată ne din nou un program. Asta, bună seara și bine ne-am găsit, zic copiii de regulă în, în dialogul care am la clasele celelalte. Când o să vezi lecția aceea, Marius și toți ceilalți așa încep. Bine ați venit la întâlnirea cu Profond. Așa. Și acum, știți ce mi-am făcut? Stai mai întâi să vedem tema, da? Vrem să vedem, să le arătăm prietenilor noștri că noi suntem foarte conștiincioși, da? Ne-am propus ieșitele acelea, să facem la cu adunările, ce nu știu ce era acolo, da? Și până mai și făcut o problemă cu, așa, foarte tare, cu, la un moment dat, ai notat cu dreptunghiul mare, da? Dreptunghiul mai mare, dreptunghiul mai mic. Da. Foarte bine, foarte bine. Mă bucur mult. Ai făcut și cu problemuțe de aceea, cu da. Varianta care o gândeam noi cu găini și iepuri. Sigur că tu ai zis rațe și văcuțe. Foarte bine, tot așa, patru piciorușe, nu? Și două piciorușe. Ai adaptat problema pe într-o altă formă. Știi ce? Una dintre problemele foarte mari a copiilor în perioada asta, de început, este învățarea tablei mulțiri. Cum să învățăm tabla mulțiri? Și eu povesc, începând din seara asta, proiectul acesta, cum să învățăm tabla mulțiri. Să știi că de curând, la clasă, va începe această mare problemă, e o provocare foarte mare, cum să învățăm tabla mulțiri. Eu știu. O, dacă o știi, mă și ajuns, dar eu vreau să merg de la cei care nu știu deloc. Și cum trebuie să o învețe ca să știi foarte simplu? Eu mai repet acasă, dacă... Am înțeles. Suntem în etapa asta. Majoritatea copiilor, așa cred că am învățat-o și eu, merg pe partea asta mecanică, pe înregistrarea mecanică. Dar noi să încercăm să găsim o idee mai deșteaptă decât repetiția continuu. Să ajungem la asta după un timp de... Dar să vedem care a fost deci, cine a propus tabla mulțirii? Ce idee o fi avut-o acela de s-o gândit la așa ceva? Te-ai întrebat de ce? La ce ajută tabla mulțirii? De ce să ne chinuiem atâta? Nu-i poate să fie asta o întrebare? Ia să vedem, să răspundem. Deci să învățăm tabla mulțirii. Azi în câte 12 pari, da? 12 a câte astea? A întâia 2018. Deci ne învățăm să simt 2018, că suntem tentați să scriem 2017. Uite, am să-ți propun următorul lucru. Ia să vedem. 5 plus 5. Cât înseamnă 5 plus 5? 5 plus 5, 10. 5 ori 5, 25. A, când voi fi 5 ori 5, da? 5 plus 5, da? 2 de 5, scriem matematic, 2 ori 5. De 2 ori 5. Deci ăsta din față, primul, îmi spune de câte ori se repete cel de-al doilea. De 2 ori 5. Da? Și cât face, îi spui tu foarte bine, 5 plus 5 egal cu 10. Da? 10. Deci 2 de 5 adunați egal cu 10. Dar hai să vedem 5 de al de 2 cât fac. Adică 5 ori 5? Nu, 5 de 5 ori 2. Vezi? Vreau să-i schimb locurile acum. Deci 2 repetați? 5 ori 2 tot 10. Așa, deci este egal, ai spus tu, cu 5 ori 2, care se scrie de fapt 2 repetat de 5 ori, da? 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, iată, de 5 ori, pentru că face 2 plus, ia să mă ajuți tu. Da, deci... Ideea este că putem spune foarte clar că
2 ori 5 este egal cu 5 ori 2. Da? Să știi că matematica, acum nu știu, nici acum l-am descoperit, nu știu că n-am să descoper, de ce o fi acceptat acest semn? De ce s-o fi impus asta? Că știi, mai târziu se renunță, până în clasa a patra vă ține cu X-ul ăsta. Și din clasa a patra... Că la noi este cu... Punct? Punct, da. Dar, și s-a renunțat? Da, nu, putem lăsa așa, nu contează. Mă întreb dacă tu știi și cu punct. Dacă știi și cu punct, băi, chiar vreau să vorbesc mai cu punct. Păi cu punct... Așa, deci, 2 ori, uite, așa ar vrea să fie, pentru toată lumea, că este aiureală, că X-ul la un moment dat de care s-ar putea să avem nevoie, nu mai știi cum să-l notezi. Așadar, dacă punem punctul la mijloc, 2 ori 5, hai, convenția asta să o facem, mergem la cu punct noi acum. Deci 2 ori 5 egal cu 5 ori 2 și egal cu 10, cum am spus. 10. Foarte important. Deci le putem schimba poziția, le schimbăm între ele și rezultatul este același. Deci 2 ori 5 este egal cu 5 ori 2 și egal cu 10, spus foarte bine. Dar dacă ar spune 3 ori 5, de 3 ori 5, adică se iau așa. Foarte rapid, foarte rapid. 5 plus 5 plus 5 este egal, scrie matematic, 3 ori 5, asta se scrie matematic, de 3 ori 5, se repetă. Vezi, în loc să scrim adunarea asta repetată, spunem scurt 3 ori 5. În loc să spunem de 3 ori 5, 5 plus 5 plus 5, zicem 3 ori 5. Ei, și în loc să aducem 5 plus 5 plus 5, facă 15, zicem deodată. Dacă reținut, am ajuns la nivelul să reținem, 3 ori 5 egal cu 15. 15. Că 10 și cu 5, 15. Deci este egal cu 15. Și este egal, în mod sigur, ia să vedem, 5 ori 3. De 5 ori câte 3? Tot 15 va fi? Da. Ia să vedem. 3 plus 3 plus 3 plus 3 și plus 3 de 5 ori. Face 15, ce părere ai? Hai să facem proba. Hai să facem proba, Eliza. 3 plus 3? 6, plus 3, 9, plus 3, 12, plus 3, 15. Asta era. Deci ăsta e motivul. Vă zic că 3 ori 5 e dat cu 5 ori 3. Da? Și le putem schimba locurile fără nicio emoție. Așa, spunem că adunarea este comutativă, se cheamă asta. Poți să fii comutați. Cei doi termeni. Deci, să scriem și noi că 3 ori 5, 3 ori 5, este egal cu 5 ori 3. Și este egal cu, cât ai spus tu? 15. Foarte, foarte bine. Hai să facem acum câți de ani de 5? Am luat 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5. Adică 5 plus 5, plus 5, plus 5, egal cu, spune de câte ori sunt concentrat să scrii 4 ori 5. 4 ori 5, 20. Sigur? Sigur. Mă convingi? Sigur. 5 cu 5. 5 cu 5, 10. 10 cu 5, 15 cu 5, 20. Gata, ăsta e motivul. De ce mă convingi foarte repede? Deci face într-adevăr 20 și eu pot să spun că este și de 5 ori câte 4. 5 ori, de 5 ori 4. Adică să zic 4 plus 4 plus 4 plus 4 și plus 4. Vreți să-mi convinge pe prietenii noștri? 4 plus 4, 8. Plus 4, 12. Plus 4, 16. Plus 4, 20. Asta e motivul. Deci, de 5 ori câte 4, ca și cum ar fi de 4 ori câte 5, că rezultatul este același. Scriem și noi acum că 4 ori 5 este egal cu 5 ori 4 și egal cu 20. Ia să vedem noi de 5 ori câte 5. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5
Mă interesează la școală, la clasa ați debutat cu tabla mulțirii? Da. Că s-a debutat deja, da? Da, am avut învățat în vară, singuri. Aha. Și la școală numai așa. Am înțeles. Adică prin avionă repetate. Am înțeles. Dar nu știi ce eu vreau să fac acum? O schemă foarte interesantă. Reduc tabla mulțirii doar la 5. Deci toată tabla mulțirii vreau să reduc la... Știi pe tabla mulțirii cu 5, toate celelalte se pot reduce aici. Asta va fi noutatea în lecția noastră. Și urmăresc niște lucruri care sunt de folos, nemaipomenit pentru mai târziu. Deci mă aflu în situația în care tu deja știi tabla mulțirii, eu am avut impresia că n-ai debutat și nu știi deloc, și atunci ar fi fost interesant, dar o facem și varianta asta. De parcă n-ai știi deloc. Deci, cum să scriu eu acești 5 de 5 ori? Concentrat. Voi spune 5 de 5 ori câte 5. Și cât face 5 ori 5? 25. Sigur că da. Cei 4 înainte au fost 20 și mai vine încă un 5, 25, nu pe timpul. Și tot așa. Da, vă las să... Da. Să le spun pe celălalt după aia. Da, le spui, dar eu până când ne învăț și eu, până când ne înțeleg mai bine, mai pierd un pic de timp, da? Să vezi acum. Aici o să spun, în loc de... dacă schimb 5 cu 5, mai are vreun rost? 5 cu 5 schimbat între ele? Nu mai are niciun rost. Pierd timpul. Nu mai pot vorbi de comutativitate. Și spunem este egal cu... 25. Și dacă spun 5 ori 5 încă o dată, nu e relevant, nu se merită. Mai bine știți. Atâta, tot 5 ori 5 egal cu 25. Deci 5 ori 5 este egal cu 25. Da, într-adevăr. Și acum, să zic... Nu s-a audit. Nu s-a audit? Foarte bine, foarte bine că mă... Uite, am înțeles. Da, ce bine te mai ajută. Eu îți prapune. S-aude zunzăitul al bine, m-a scris mama. Așa. Dar acum s-a audit? Ia, vedeți. Ar trebui să s-aud acum. Cam... Am oprit sonorul de la băzitul albinilor acolo. Întreabă dacă se aude, că altceva mai bun nu știu să fac. Era, cred că, o suprapunere cu zumbel. Așa. Deci, vezi tu, 5 ori, 5 egal cu 25. Acum să vedem de 6 ori câte 5. Deci, 30. 5 plus 5 da. Plus... Sau din nou, bine, da? 5 plus 5 plus 5 de 6 ori, deci de 6 ori câte 5, 6 ori 5 și este egal cu 30. Ai spus tu, nu? Așa mi-ai spus? Da, și este egal mai departe cu de 5 ori câte 6. Da? De 5 ori câte 6. Ia să vedem, face tot așa, adică trebuie să spun un 6 plus un 6. Plus un 6, plus un 6 și plus un 6 de 5 ori. Și ca să-i convingem pe prietenii noștri, hai să facem adunarea asta repetată. 6 plus 6. 6 plus 6, 12 plus 6, 18 plus 6, 24 plus 6, 30. Foarte clar. Deci foarte bine merge aici, mă bucur foarte rapid. Avem viteză foarte bună, asta e lucru minunat. Deci face, într aici o să spun că este egal 6 ori 5 egal cu 5 ori 6. 6 ori 5 este egal cu 5 ori 6. Da, dragilor? Deci putem, adunarea e comutativă, putem schimba locurile celor de termeni foarte ușor și nimic nu se întâmplă, nici o problemă dificilă. Uite, acum am să încerc cu tine să vedem cât fac 7 dar de 5. Deci 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 sunt 2, 4, 6, 7 și este egal cu de 7 ori sunt acești dar de 5, nu? De 7 ori 5 și tu ai spus că face 35. Ai fi putut face legătură, că dacă 6 de ani de 5 au făcut 30, 7, mai punem încă un 5 și de ce facem? Dacă este 30 plus 5, 35. 30 plus 5, 35, corect. Foarte, foarte, foarte bine. Deci este egal acum și cu de 5 ori de 7. 5 ori 7.
Ia să vedem, de 5 ori așa 7. Plus, deci pe 7 îl scriu repetat, așa, de câte ori? De 5 ori. 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Te rog să mă ajut să vedem dacă, într-adevăr, fac tot 35. 7 și cu 7? 7 și cu 7, 14. Cu 7, 21. Cu 7, 28. Cu 7, 35. 35. Foarte bine. Adevărat. Foarte clar. Adevărat, adevărat. 7 ori 5 egal cu 5 ori 7. Hai să vedem 7 ori 8. 7 ori 8? Da. Întrebați așa oral? Așa, deodată, de dacă poți, dacă tu... 56. O, eu. Nu, sigur? Da. Eu nu prea sunt sigur aici. Da. Tu ești sigură? Și dar pe mine cum mă poți că lămuri? Te-a terminat albă? Da, vreau foarte tare. Poți să dacă eu sunt nesigur, ce vrei să fac? 7 ori 8. Deci 7 ori 8. Da, 7 ori 8. Le-ați scris tot. Da, 7 ori 8 egal cu. Adică vei spune 56. Dar cum mă convinci că 56? Că eu nu am siguranță. Uneori am așa momente de ezitare. Tu cum mă poți spune? Vreți să fac? Vreți să fac 7, de 7 ori câte 8 sau de 8 ori câte 7? Faci așa. Eu și am două? Am două să-i faci. Mai de pe 7. Pe 7, da. 7. 7 plus 7. Plus. Da. Plus. Așa. 6, 7, 8, așa, și egal. 7 plus 7, 14, vrei să scriu aici? Da, deasupra, 14, da. Aici? Bun. Cu 7, 21, vrei să scriu mai mare? Dacă poți să ții minte, tu așa nu m-ar mai interesa să scrii. Hai să te urmăresc așa. Și cu 7, 21. 21, 28, 35, cu 7, 42, cu 7, 49, cu 7, 56. 49 și cu 7, 56. Foarte tare. Corect. Mai povinzi. Vreți să mai fac și cu 8? Da, vreau. E la fel, da. Nu-i problemă. Sigur, știu că sigur faci, că până mă conving eu, 8 plus... prea mult, nu? Unul șterge. Hai să-l ștergem pe ăsta la început. Cel mai bine. Așteți pe ăsta la început și acum ți-au rămas 7 de al de 8 și fac 56, cum ai făcut, cum ai spus. Ți-ai dat seama imediat că de pe șartul venea încă un 8 și era prea mult, nu? Deci 56. M-ai convins? 8 plus 8, 16. Plus 8, 24. Plus 8, 30, am zis 32, plus
40 plus 8, 48 plus 8, 56. Foarte bine. Bravo, Elisa. Știi bine, dau la mulțumire și mă bucur foarte mult. Eu te tratam pe tine ca parcă îi fă la început, dar nu, trebuie să mă urc un pic de stafeta. Dar uite cum, dacă ești nesigur, fac fie adunarea asta repetată, dar îți arăt o șmecherie, dar să-ți placă foarte tare. Ia uite de ce fac. 7 ori 8 este egal cu 7 ori, 8 îți spui ca 5 plus 3. Uite, aici e cel mai mare, cel mai important moment al vieții noastre. Deci, pe 8-ul ăsta îți spui ca 5 plus 3. Și acum, înmulțirea îi lovește pe amândoi. Da? Scrii și tu? Nu cred că mai din altă dată, dar când vă... Deocamdată mă lași pe mine și până când am un moment de asta de siguranță, tu intervii, da? Super. Uite-te, de 7 ori 8 egal cu 7 ori pe 8-ul ăsta, îl scriem ca 5 plus 3. Mi-a spus la 5 plus 3. Și este egal acum. Uite ce cred eu. Zic 7 ori 5 plus 7 ori 3. Deci uite ce face 7-le. 7-le se mulțește și cu 5 și cu 3. Să văd dacă ajung la exact ce spuneai tu. Deci 7 pe 8 l-am scris 5 plus 3 și vine 7 ori 5 plus 7 ori 3. 7 ori 5 cât face? Avem undeva. 35. Deci egal cu 35 plus 7 ori 3. De 3 ori cât e 7? 7 ori 3, ai zis? Da. 21? 21, sigur că da. Plus 21. Și azi facem adunarea asta. 35 cu 21. 56. Foarte tare. V-am combinat acum. Da, da. Deci uite ce am făcut eu. Pe 8 transcris ca 5 plus 3. Și mulțirea asta îi lovește pe amândoi. Și pe 5. Deci și eu 7-le și cu tine și cu tine. Voi rezolva treaba. 7 ori 5, 35. Și 7 ori 3, 21. Și când adună, adun la 56 foarte repede. Acest antrenament aș propune să-l facă învățătorii în mod deosebit. Îi ajută pe copii extraordinar. Mai întâi, care este logica acestui lucru? Până când 7 ori fac 56, așa cum s-a instalat stereotipul ăsta dinamic în mintea lui Eliza, trece mult timp. Ea a muncit astă vară și a pus tabla mulțirii, o știe bine și acum nu prea are emoții. Însă, pentru copiii care sunt în perioada asta de învățare, hai să ne închipuim dacă primăvară aș fi avut o discuție cu Eliza pe vară și atunci ea ar fi învățat, așa cum propun copilor care sunt clasa întâi și care vor trebui să învețe, le propun să facă această desfășurare. Dacă o știu până la 5, tabla mulțirii până la 5, atunci reduc asta 7 ori 8, care pare mai dificil, la ideea de a scrie pe 8 ca fiind 5 plus 3 și 7 se mulțește și cu 5 cu 3, iată 7 ori 5, 35, iar 7 ori 3 pare că e dificil, dar e mulțit 7-le de un număr mai mic, el poate să îl vadă pe cel de 3 ori adunat, dar dacă 7 ori 3 îi se pare dificil, atunci se scrie egal cu 3 ori 7, că este același lucru, și egal cu 3 ori, în loc de 7, se scrie 5 plus 2. Se repete chestia asta. Și în felul ăsta, cum a zis, egal mai departe, 3 ori 5 face 15, plus 3 ori 2, 6, și 15 și cu 6 face 21. Da? Deci, vedeți, dacă are dificultăți la 7 ori 3, zice 3 ori 7, iar 7-le zice 5 plus 2, reduc totul la mulțirea cu 5 și mai puțin de jos, de 5. Și atunci, iată că ajungem la 35 cu 21, fac 56,
Este foarte, foarte important acest lucru. De ce? Mai târziu, când intră de la clasa a 5-a, a 6-a, are de desfăcut paranteze. Și ideea asta de a mulți o paranteză, proprietatea se cheamă distributivitate. Undeva învățători amintesc aici că mulțirea este se distribuie tuturor termenilor din paranteză. Păi bine, dragilor, dar dacă aici de timpuriu învățăm cum se desface o paranteză, adică se mulțește acesta termenul din față cu toți termenii din paranteză, da? Este esențial acest lucru. Esențial și va veni foarte ușor mai târziu. Am terminat și eu ce să fie. Da? Ai terminat acolo. Foarte bine. Eliza, hai să mai facem 8 ori 9 și până urmă, spre bucuria mea, trebuie să măresc ritmul de lucru, pentru că trebuie să mă apropii de cei ce știe Eliza. Deci hai să zicem și 8 ori 9. 8 ori 9 trebuie să-mi dai tu răspunsul. Ați scris 8 ori 9. 8 ori 9. Foarte bine. Și este minus acolo, fix. 8 ori. Așa. Foarte bine. Să scriu. Da, 8 ori 9. Acum scriu. 8 ori 9. 72. Cum te știți deodată? 75. Cum te-ai știți? Pe tine, da. Da. Tu spui 72 de puncte de întrebare, cum știu eu. Și tu vii să-mi demonstrezi asta, bine? Da. Acolo de sub, 8 ori. Haide, dacă nu vă descurcați, da. Să facem așa. Cum? Facem de 8 ori, câte 9? De 8 ori? De 8 ori. Da, de 8 ori câte? 9 de 8 ori. Așa, da? Da. Deci pe 9 de 8 ori se scrie. Sau deci... cum era aici. Sau... era aici. Da, da. Dar hai să ne gândim. Facem 8 ori 9. Asta îmi spune, ăsta din față îmi spune de câte ori este 9. Deci să fie 9 plus 9. Da, de 8 ori. Plus 9. Plus 9. Plus 9. Da. Plus 9. Da. De 8 ori, da? Plus 9. Plus 9. Plus 9. Așa, ai plus de 8 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa. Și egal cu, acum convinge pe toată lumea că este corect 72. 9 plus 9, 18. 18 plus 9, 27, plus 9, 36, da. Sigur este, nu? Sigur. 36. 36 cu 9, 45, cu 9, 54, cu 9, 63, cu 9, 72. 72. 63 și cu 9, 72. Da. Tu îi gândești foarte rapid, nu? Că zic, când pui 9 la 63, la 3, dacă pui 9, îi trebuie 9, 10. Așa se face în mintea noastră. Dacă făceam de 8 ori câte 8, nu cred că ne. De 8 ori câte... De 8 ori câte 9. De 9 ori câte 8. Dacă facem de 9 ori câte 8, tot trebuie să ne iese. Tot, așa ne iese. Dar uite să-ți dau o șmecherie. Uite, la 8 ori 9, 8, de 8 ori 9, eu am să scriu așa, de 8 ori, 10 scăzut 1. Că pe 9 l-am scris 10 minus 1. Și cu cine este egal 8 ori 10? 80. 80. Egal cu 80 minus 8 ori 1, scăderea este aici, minus 8 ori 1, minus 8. Și 80 minus 8? Auliu. Cât face 80 minus 8? 0 minus 8 nu se poate. Nu se poate. Da. Eu să fac un pic da. 10 minus 8, 2. Da. Iar 7 minus 0, 7. 72. Foarte
Deci este o altă tehnică rapidă. Deci când zic 8 ori 9, mă gândesc așa. 8 ori 9 înseamnă că pe 9 ăsta, care mai aproape din 10, am scris că 10 scăzut 1, și acum mulțirea se duce la amândoi și vine 8 ori 10, 80, 8 ori 1, 8, 80 minus 8, 72. Așa merite să țin și minte. Deci când a zis 8 ori 9, se apropie de 80. E, dar mai puțin un 8. Și atunci, 72, dragilor, este foarte interesant dacă se fac niște asocieri. Deci în etapa de învățare a tablei mulțirii, nu tabla mulțirii, în etapa asta, trebuie făcute asocieri. Când am zis 8 ori 9, 9 se apropie de 10, zic 80. Da? 8 ori 10, 80. Și mai scadem o 9, un 8. Când, nu? Și atunci vine 8 ori 9, 72. Merită foarte tare acest lucru. Dar 9 ori 9? Scrie, da, 9 ori 9. 9 ori 9. Poți să mă convingi? Dar nu vreau prin, nu vreau prin adunare repetate. Cu șmecherii de astea te-am văzut eu. Egal cu... Pe 9 să zicem 10 minus 1. Deci egal cu 9 ori în paranteză. O paranteză. Minus 1. E al doilea 9, da? Și acum... Este egal cu 9 ori 10. Minus 9. Este egal cu 81. 81, corect. Vezi? Pe 90 scăzut 9, faci 81. Foarte tare. E, se vede treaba că trebuie să ridic ștacheta, să merg mai departe. Mă aștept să zici pe mine. Da, te rog frumos, te rog, te aștept. Cu drag te aștept. Să nu ștepteți partea cu 8 ori 9 și cu 9 ori. Știu, nu șterg. Dar tu știi ce șanse ai. Când vezi filmulețul ăsta, cu tabla mulțirii, sigur că vezi și asta scris. Dar tu vrei, să, așa conștiincioasă cum ești, vrei să ai tu scris de aici, de la sursă, nu? Fără să te uiți pe filmuleț, să ai și tu scris pe caiet. E corect ce faci. Uite, Liza, am să... Îți propun încă ceva interesant, fiindcă tabla mulțirii o știi destul de bine. Eu am făcut acest lucru că atunci, dragilor, când nu aveți siguranță 100%, deci 100% trebuie să fii siguranța în tabla mulțirii, numai așa ritmul va fi foarte bun, că dacă s-a greșit undeva, într-un loc doar, o singură greșeală a stricat tot rezultatul. De aceea trebuie foarte multă siguranță. Așa că o să zic, o să intitulez acum sub punctul ăsta, înmulțirea unui număr cu 10. Deci înmulțirea unui număr cu 10. Nu să ștepte acum. O să ștepte acum, da? Da. Bine. Deci, în mulțirea unui număr cu 10. Vreau să vedem cât face 2 ori 10.